Adică, în acest tutorial o să schimbăm o curea de la un Piaggio C cu variator. Pentru a putea desface, o să desfacem variatorul. Este mai simplu ca să scoatem cureaua. Așa, desfacem bujia. Blocăm pistonul să nu se învârtă variatorul. Și învârtim ușor până ajunge pistonul în blocator. Gata. Așa. Acum desfacem cu click-ul. Aceasta era chiar desfăcută. Se slăbise deja. Ok. Desfacem ușor variatorul. O să-l verificăm și pe acesta să vedem cum se prezintă. Și scoatem cureaua ușor. Depărtăm foliile. Ușor. Ok. Ok. Vom introduce cureaua nouă. La fel, ușor. Ușor. Așa. Verificăm să funcționeze cum trebuie și ambreiajul. Să se despartă foliile cum trebuie, să nu rămână blocat. Ok. Am adus-o până în față. Acum vom desface și variatorul. Vedem cum arată rolele. Este uzat, dar mai merg. Sunt puțin tocite rolele. Dacă se observă, nu mai sunt perfect rotunde. Au niște șanțuri pe ele, dar le vom mai folosi pe acestea. Lipsește și o rolă, două chiar, lipsește și două role. Da, clientul nu a dorit înlocuirea acestuia, deci îmi pune în continuare pe acesta. Așa, aici pe fulia rămasă avem un scob care este și aici pe variator. Acesta ne ghidează ca să punem cum trebuie variatorul. Ok. Așa. A intrat. Ne și șaiba. Așa. Acum vom strânge piulița. De data aceasta o vom strânge mai cu grijă, învârtim ca să se blocheze iarăși motorul în partea cealaltă. Ok. Și unii fac acest lucru pentru a nu se mai desface această piuliță, strâmbă și șaiba aceasta ca un fel de siguranță. Puteți să o strâmbați, puteți să o lăsați așa. Și cam asta a fost.